au plătit câte o taxă de 200 de lei pentru a participa la târgul de mărțișoare, iar acum ies în pagubă. Acesta este bilanțul târgului din centrul orașului, unde unii dintre comercianți vor să plece deja acasă pentru că n-au cui vinde marfa. Vânzările mici și gerul îi determină pe unii comercianți veniți la târgul din centrul orașului să-și strângă mărțișoarele și să plece acasă cu toată marfa înainte de data de 8 martie. Cum au mers vânzările comparativ cu aceeași perioadă anului trecut? Foarte, foarte, foarte prost. Cât ați vândut de când ați afișat produsele? Dar n-am vândut nici de un milion. Cât plătiți chirie pe tarabă? Dar asta n-are importanță acum. Păi, cred că are importanță pentru că trebuie să vă raportați la vânzarea pe care ați făcut. Păi dacă nu s-a făcut vânzare, la ce să mai spunem cât s-a plătit? Un milion am plătit, că am fost două fete la căsuță. Și de cât ați vândut? Păi n-am făcut niciun milion, acum am făcut și eu 20 de lei. Până pe ce dată veți sta? Cred că de mâine nu mai venim, că nu-i vânzare absolut deloc. Nu, nici nu iese lumea din casă pentru că este foarte fric. Temperaturile sunt foarte scăzute și dacă sunt foarte scăzute, nu știu care își permite să iasă afară să se plimbe, să... Eu nu stau până pe 8 martie. Pentru că nu merge vânzarea și dacă nu merge vânzarea, n-ar o stai în frig să te îmbolnăvești. Dumneavoastră le-ați confecționat? Da, o parte din ele eu le-am confecționat din flori de paie. Le-am uscat, le-am plantat, le-am udat. Dar... Câte luni ați lucrat la ele? A, păi din vară se lucrează la ele. Când le plantezi, le uzi, le prășești, le strângi, le usuci. Și apoi din noiembrie, decembrie, când vine frigul, te apuci și lucrezi la ele fiecare zi, că sunt coșuri care sunt pe sac și atunci trebuie să le lucrezi foarte atent. Și trebuie să le combini culorile, să faci paletă de culori. Ce-au cumpărat romașca? Nici au apreciat foarte mult, cel mai mult astea din paie, din flori naturale. Și multe care sunt făcute din lemn, cum are vecina mea, are făcute din lemn. Și alea din lemn iar sunt apreciate că sunt făcute manual. Adică lucru vechi meșteșugari. Cum au început meșteșugari să-și câștige existența. Unii dintre comercianți se tem că nu-și vor scoate nici banii pe care i-au investit în mărțișoare, unele fiind achiziționate din alte orașe ale Moldovei. Foarte prost merg. Că este frig. Foarte puțin. Nu sunt bani, este frig, oamenii nu iasă la cumpărat. Comparativ cu luna februarie 2017, cum merg vânzările? Anul trecut a fost mai bine, domnișoară, dar anul ăsta frig, prost, rău. Ne sperăm că nu ne scoatem nici banii noștri ce am investit. Cât ați investit și cât ați vândut până acum? Am investit, dar nici jumătate din ce am investit nu am scos până în prezent. Mai confecționăm și noi, le-am mai luat și gata confecționate, da, de la București, de la Suceava. Ați mai redus din prețuri? Reducem foarte, foarte mari reduceri, facem ca să ne scoatem și noi bănuții. Facem oferte la oameni. Târgul de mărțișor a debutat pe 23 februarie și se va încheia pe data de 8 martie. Comercianții speră ca măcar în zilele următoare vânzările să meargă ceva mai bine. Prețurile sunt ca în anii anterior de... Dar vânzările oazele au început să mai fi mai bunișoare așa. Pentru că a fost frig, era nins și azi fiind ultima zi, na, fiecare încearcă să-și ia în ultima zi mărșoare de care are nevoie. De. Ce fel de produse vinde și la ce prețuri? Toate sunt lucrate din flori naturale uscate. Mătase, quilling, fimo și toate lucrate manual. Și tarifele? De la un leu până am avut ornamente, acum nu l-am terminat, numai am până la 7, 10, 15. Deci acestea au fost cele mai căutate mărțișoare. Da, 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 pentru că sunt lucrate și foarte mult se apreciază mărțișoare lucrate. Da. De-a lungul timpului, mărțișorul a fost și încă a rămas un talisman menit să poarte noroc. Rămâne de văzut dacă mărțișoarele vor aduce noroc și comercianților veniți în aceste zile la Roman.